Salutare toată lumea, bine v-am găsit, bă, fraților, la un nou anunț aici. Probabil că ați văzut deja din titlu ce s-a întâmplat și ați văzut și pe canal. Da, am șters toate videoclipurile de hacking pe CS:GO și pe alte jocuri, deoarece recent am văzut că s-a implementat o nouă regulă la YouTube și ci că nu ai voie să mai promovezi hack-urile, crack-urile la jocuri, adică să crachezi jocuri și chestiile astea și să filmezi pe YouTube și multe alte chestii. Și da, o trebuie să reșterg. M-a început lumea să mă sune la 3 dimineața, stăteam și eu liniștit, dormeam cu aia, mă sună ăștia pe Discord, pe Mes, pe Insta, bă, șterge videourile că ți-i ghidă ăștia canalul și de alea. Și da, vă dați seama, am fost obosit, am fost mor de obosit, am stat până la 4, le-am șters pe toate, am șters 130 de videouri. Și cam asta s-a întâmplat. Acum o să vă, probabil o să mă mut pe altă platformă cu hacking-ul dacă o să mai fac, adică nu știu, știți că mai e Dailymotion-ul ăla sau cum se numește. Probabil o să încep să filmez acolo legit hacking dacă eu o să vă anunț în viitor. Până atunci cred că o să postez 5M, bă. Deci dacă vreți să jocați cu mine 5M, am văzut că mulți m-ați întrebat, m-am întâlnit cu mulți dintre voi pe server și m-ați întrebat, bă, tu ești realul și chestiile alea, da frate, eu joc aici pe Extreme Zone România Pro, pe primul server, sunt în FBI, am șavere, am de toate, bă, deci dacă vreți să jucați 5M cu mine, intrați aici, frate, și ziceți în comentarii dacă vreți să începem o serie de 5M până o să mai începem seria de legit hacking, adică... Scrieți și voi în comentarii sau vă las un straupul în descriere sau ceva dacă vreți să filmăm 5M, adică de cât deloc, adică oricum dacă nu filmez 5M nu o să mai filmez nimic până o să rezolv cu legit hacking. Deci ziceți și voi în comentarii sau mă rog, votați straupul din descriere, o să vă las un straupul în descriere și votați dacă vreți episoade de 5M, frate, adică sunt în FBI, uite scriu și acum un punct, sunt în FBI, poate facem live-uri, arestăm oameni, chestii de alea, facem chestii de FBI. Poate mai iau și eu că mai am un cont, poate de pe contul ăla intru în ceva mafie și jefuim bani și de astea. Și oricum e Caterinca rău să joci și plus că putem face multe evenimente, gen pe 5M am făcut de exemplu azi un eveniment, am făcut drag race la aeroport, deci puteți să vă luați toți câte o mașină rapidă și alea și să facem drag race-uri de alea la aeroport, deci e super Caterinca 5M, bă, aveți IP-ul și numele serverului în descriere. Bă, pentru cei care nu știu să intre, sunt tutoriale multe pe YouTube sau dacă eu să fac și un tutorial cum să folosești 5M, cum să-l descarci de alea, că am văzut că mulți nu știu. Oricum, fraților, dacă sunteți de acord cu ideea să facem serie de 5M până rezolv cu legit hacking, adică până văd cum e cu regulile și cu alea, că o să mai citesc eu azi. Mă rog, deci dacă sunteți de acord, frate, ziceți și voi acolo un comentariu, dar nu ziceți comentariu de famă, duceți-vă pe straupul din descriere, o să fac un straupul și vă duceți acolo și votați. Bine, probabil o să fac seria de 5M și dacă ies voturile un pic negative, pentru că n-am altceva ce să postez, că nu vreau să mai măresc cu legit hacking-ul, pentru că, sincer, țin mai mult la canalul meu decât la 100 de videouri de legit hacking. Eu canalul ăsta l-am din 2013, am 2500 de videouri și nu merită să pierd toate amintirile, nu merită să pierd 2500 de videouri pentru 100 de videouri de legit hacking, știi? Deci oricum, fraților, sper că v-a plăcut, intrați aici să jucați alături de mine, bă, o să facem și live-uri, când îmi expiră strike-ul, facem live-uri aproape zilnic cu 5M. Sper că v-a plăcut, bă, dacă nu mă credeți, puteți să căutați și voi pe net, că acum probabil oamenii zic, bă, frate, asta e metodă să te lași de legit hacking, să nu ne supărăm pe tine. Nu, frate, căutați pe net noul regulament de la YouTube, noile... termene și condiții, bă, și o să vedeți acolo că scrie că n-ai voie să promovezi crack-uri, n-ai voie să promovezi third party programs, adică crack-urile, DLL-urile și toate, mă rog, DLL-urile. Practic, dacă aș face un video despre un crack la un joc și alea, ar fi, mă rog, ăla e de mult ilegal să faci chestia aia, mă rog, ilegal, ți-i șterge oricum de pe YouTube dacă faci chestia aia, dar mai nou s-au băgat și hack-urile la jocuri și alea și asta e o chestie super stupidă, mă rog. Bă, fraților, sper că vă place ideea cu 5M, probabil o să fac și alte jocuri, până o să fac canal ăsta, până o să fac canal de Dailymotion ăla, să văd cum merge acolo și probabil o să mă mut acolo cu legit hacking-ul, vedem. Mă rog, fraților, sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Salut!